Ale Morare, dragi telespectatori, vreau să vă aduc sincere felicitări. În Republica Moldova, în sfârșit, se duce o luptă rea cu corupția. Fostă directoare de grădiniță din orașul Belți a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru că a adus prejudiciul statului în proporții deosebit de mari. Este vorba de 64.000 de lei timp de 3 ani. Este de remarcat faptul că aceasta a fost arestată, potrivit presiei, chiar în sală de judecată. Iar Ion Perju, care a fost condamnat ieri la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc, a fost lăsat să plece din sala de judecată, iar astăzi deja este căutat de poliție. La fel ca cum este căutat de poliție mai mult de o lună, fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, care a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie. De ce așa se întâmplă că unii mai simpli, așa, mai muritori decât putem să spunem, sunt arestați chiar în sala de judecată, iar alții sunt lăsați să plece? Despre dublele standarde ale justiției moldovenești discutăm astăzi cu invitații mei. Eu salut în studio pe doamna Mariana Calugin, expert din Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Bună seara, bine ați venit! Pe domnul Ion Dron, președintele Asociației Justiție și Dreptate. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Pe domnul Pavel Mitrican, politolog-avocat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și în câteva clipe noi îl așteptăm pe domnul Teodor Cârnaț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Acum să urmărim reportajul. Directoarea unei grădinițe din Bălți a fost condamnată azi la 6 ani de închisoare pentru escrocherie. Femeia a prejudiciat bugetul de stat cu peste 64.000 de lei după ce în perioada 2011-2014 a introdus în tabelele de salariu informații false și a beneficiat de salariile subalternelor. În aceeași perioadă, femeia a obligat câteva educatoare să colecteze ilegal bani de la părinți, sub pretextul că se efectuează lucrări de reparație în grădiniță. Și în acest caz, directoarea a beneficiat de banii colectați. Femeia în vârstă de 54 de ani a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu suspendare și a fost luată sub strajă direct din sala de judecată. Ieri, fostul inspector al Poliției Criminale, Ion Perju, bănuit că i-a aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 2009, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel după ce judecătoria Buiucani l-a achitat pe fostul polițist. Deși decizia de condamnare a fost pronunțată, Ion Perju nu a fost arestat, iar avocatul acestuia a afirmat că va contesta hotărârea la CSJ. Anterior, condamnați pentru evenimentele din 7 aprilie au fost ex-comisarul Capitalei Vladimir Botnari la 2 ani de închisoare cu suspendare și fostul ministru de interne Gheorghe Papuc la 4 ani de închisoare cu executare. Deși de la pronunțarea sentinței au trecut mai bine de 2 luni, Gheorghe Papuc nu a fost încătușat nici până în prezent, din motiv că polițiștii nu pot da de el. Fostul general a dispărut și este dat în căutare națională. Bine, aici trebuie de făcut o remarcă, domnule Dron, cum ați spus dumneavoastră, și dumneavoastră ați citit că este vorba de 6 ani de închisoare cu suspendare. Eu, majoritatea surselor media pe care le-am citit astăzi, nicăieri n-am văzut fraza cu suspendare. Să admitem că n-a fost cu suspendare. Da, eu cred că nu este atât de relevant și anume speța asta, fiindcă există un fenomen despre care trebuie să vorbim, adică despre duble standarde care ați putem spus. Vorbi în cazul exact, despre duble standarde. Chiar și dacă s-a comis poate pe undeva o eroare și noi discutăm în necunoștință de cauză numai pe marginea comunicatelor, adică știrilor din presă, neavând sentința în față. Și acceptăm că a fost cu închisoarea 6 ani de zile, pe fundalul când alte persoane... Pot să duc un alt exemplu. Dacă nu putem fi siguri în acest caz, o mamă condamnată la 6 ani de închisoare pentru un sac de cartofi. Cazul vestit din 2012. Da, la fel arestată în sala de judecată. Noi avem duble standarde ce aici ține și sub aspect instituțional. Adică când în aceeași instanță se întâmplă că unii inculpați pot fi ridicați din sala de judecată, în aceeași instanță de judecată, alții inculpați nu sunt ridicați din sala de judecată. De ce? Aici, sub aspect, când am spus avem o problemă în aspectul instituțional, nu întotdeauna nu este organizat acest exercițiu de ridicare a persoanei îndată din sala de judecată, uneori intenționat, fiindcă sunt sentințe cu dedicație. Și aici mă refer la sentința generalului Papuc. Aceasta este o sentință cu dedicație.
este arătată pisica cuiva și ea a fost această sentință în perioada când se duceau manevrele și tratativele pentru formarea noii coaliții. I s-a arătat cuiva pisica și această pisică putea fi ruptă în dependență de comportamentul actorilor care participau la acele negocieri. Ori, generalul Papuc putea să spui foarte multe lucruri referitor la 7 aprilie, iar cineva din aceste persoane implicate în evenimentul de 7 aprilie se simte vulnerabil. Nu știu cine o fie, dar pentru mine este o certitudine că asta a fost o sentință cu dedicație. Nu vreau să spun despre alte lucruri că în presă care le cunosc de dedesubturi și eu sunt convins că sunt această sentință. Avem cazul Peju... Ce este interesant în cazul domnului Papuc, hotărârea judecătorească definitivă a ajuns la Ministerul Afacerilor Interne peste 2 săptămâni. Exact. După care acesta a fost dat în căutare și deja n-a fost găsit. În sens instituțional, adică avem parte de, adică putem vorbi de justiție selectivă și de sentințe cu dedicație. Adică instituțiile statului, instanțele judecătorești își fac meseria în dependență de voința politică a unui patron sau altul. În aspect funcțional există această problemă din simplu motiv că există problema poliției judiciare. Această veche problemă care niciun ministru n-a vrut să o hotărească până la capăt, în felul cum a avut să o hotărească ministrul Ion Morei. Eu cunosc această problemă cu poliția judiciară, fiindcă activam încă în acest sistem și atunci când a fost pornit acest sistem, formarea acestui sistem de care poliție. Care este procedura? Poliția este invitată de către judecător? Haideți să spunem o chestie mai mult. Persoana venind în sala de judecător în calitate de condamnat, martor, cine nu ar fi, nu este în drept să părăsească sala de ședințe fără voia președintelui instanței de judecată. Deci Ion Pierju, ieri, părăsind sala de judecată, a avut permisiunea judecătorului. Nu. Ori a încălcat procedura. Ori a încălcat. El are obligația să aștepte în sala de judecată până îi va permite președintele instanței de judecată. Faptul că completul de judecată pleacă în camera de consiliu, asta nu înseamnă că ședința de judecată a fost încheiată. Ședința de judecată se încheie după ieșirea din camera de consiliu și după anunțul președintelui de ședință că ședința se declară încheiată. Atâta timp cât nu este pronunțată această frază, nimeni nu părăsește sala de judecată. Pierju a încălcat această obligațiune și a ieșit, beneficiat adică de lipsa de organizare elementară acolo. În sala de judecată trebuie să fie un polițist acolo, să stea de gardă la ușă, iar instanța de judecată, de regulă, nu face anunțul când pleacă în camera de deliberare, că nimeni nu pleacă din ședința din sala de judecată până la revenirea noastră. Practic, eu n-am asistat nici la o ședință de judecată ultimul timp ca să fie făcut acest anunț. Și oamenii percep, au plecat în sala de consiliu, s-a terminat ședința de judecată, el iese nestingerit, nu există niciun impediment ca el să iasă din incinta clădirii. Dacă acest lucru se dorește. Dacă nu se dorește, el poate să nu iasă din sala de judecată. De ce? În unele cazuri persoana este reținută, dar în altele nu. Aici e și răspunsul. Uneori se vrea, uneori nu se vrea ca această persoană să fie ridicată. Iată de ce uneori se vrea, dar uneori nu se vrea, domnule Mitrigan? Bun, dacă vorbim de dublele standarde, putem să obosim. Fiindcă în Moldova, de când avem stat independent, fenomenul ăsta îl avem la fiecare pas. Vreau să vă aduc aminte și toate controlele, curții de conturi, dosarele care se murează ani de zile. Sunt duble standarde în sistemul de drept, nu numai judiciar. De ce unele dosare nimeresc în instanțele de judecată, dar altele așa și nu nimeresc? Sunt duble standarde sau nu? Da. Noi ne-am ciocnit cu acest fenomen cu dosarul Baghirov. Baghirov, chipurile a fugit. În realitate, cei care mai cunosc un pic cum stau lucrurile, i-au ajutat să fugă, cred că. Fiindcă, iată, atunci au început, bă, dar cine răspunde de executarea închierilor, supravegherea și așa mai departe? Fiindcă avea arest la domiciliu, da? Și se uita unul la altul și s-a depisat unele vacuum sau breșuri în legislație, anume din punct de vedere procedural. Fiindcă instanța pronunță încheierea, hotărârea sau sentința, da? Alte organe o îndeplinesc, o execu
adaptă. Și iată multe, multe momente care ele la momentul adaptării n-au fost foarte concret stabilite cine pas cu pas răspunde. Ne-am pomenit cu cazul Bagirov că nu știa cine supraveghează respectarea acestei persoane fiind la arest la domiciliu. Chipurile s-au modificat, legislația, că da, iată organele. Domnule Medegan, haideți, eu am cazul meu personal. Eu... Când am fost la arest, sub arest la domiciliu în 2009, 24 din 24 sub ușă și în fața scării de bloc au stat oameni, eu nu știu, SIS, MAI, eu nu știu cine a fost. Important. Dar 24 din 24 important, au stat. Fiindcă în cazul Bagirov, nu știu din care motiv nimeni a stat și a avut omul posibilitatea să iese din scară. De ce aș menționez că sunt niște chestii care ele trebuie să fie foarte clare. Pas cu pas, procedural, cine este responsabil. Fiindcă, acum zicem, instanța a pronunțat hotărârea, da? 3 ani, 10 ani, 20 de ani și stabilește penitenciarul, de ce tip penitenciarul. Mai departe, cine este responsabil? Fiindcă instanța pronunță, ea se pronunță asupra pedepsei, dacă este condamnat. Mai departe, cine? Și zicem, da, s-ar părea că cine? Serviciul penitenciar, da, care execută, Ministerul de Interne, care încă este până la o sentință definitivă. Eu, pur și simplu, vreau să înțeleg, cui a fost lezat dreptul în cazul dat? Doamnei din Bălți, care a fost arestată chiar în sală de judecată, după ce a fost pronunțată hotărârea instanței? Ori domnul Gheorghe Papuc, care a ascultat hotărârea, a auzit-o, dar a avut posibilitatea să iese liber și timp de 2 săptămâni să nu ajungă această hotărâre până la mai, omul să aibă posibilitatea ușor să plece de pe teritoriul Republicii Moldova și acum toată lumea îl caută și nu știe unde se află domnia sa. Domnule Cârnaț, vă salutăm în studio. În primul rând, bună seara. Eu aș face referință la Constituția Republicii Moldova, care menționează articolul 16, că în fața legii toți suntem egali. Nu contează că ai fost ministru afacerilor interne sau ești profesoară sau ești persoană simplă. Cum se întâmplă că domnul Popuc a fost mai egal? Asta vreau să spun că... directoare de grădiniță. Da, vedem că pentru unii legea se aplică direct din instanța de judecată, pentru alții noi vedem că îi dă posibilitatea ca să folosească neajunsul legii și să părăsească instanța de judecată. Și acum să vedem dacă acest lucru duce la discriminare în raport cu persoanele și statutul persoanei pe care îl are. Dacă este așa, atunci vedem că cazul de la Bălți, persoana a fost reținută, arestată în conformitate cu sentința instanței de judecată. Curtea de apel, colegii mei de platou au spus că da, justiția sau curtea de apel pronunțat decizia, mai departe trebuie să vedem cine trebuie să execute. În conformitate cu Constituția, cel care este acuzatorul statului, instanța de judecată, cel care a instrumentat dosarul, este procuratura. Procuratura care vine cu rechizitoriu și spune, domnilor, trebuie să fie atras la răspundere penală pentru faptul că a abuzat, pentru faptul că a săvârșit legiuni corporale, în statul cărora să surveniți moartea lui Valeriu Boboc. E punct. Mai departe, parcă procuratura, în conformitate cu legea, are menirea de a supraveghea cum se execută sentința în penitenciare. Adică supraveghează și penitenciarele cum ispășesc pedeapsa persoana care se află acolo. Să vedem în conformitate cu Constituția, la fel, la mine e scris aici articolul 121, instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Din 1994, una din cele trei puteri, puterea judecătorească, dispune de poliție judecătorească. Din 1994, legislativul, Parlamentul, nu își onorează până la capăt obligațiunii, mai mult ca atât, executivul nu duce până la capăt prevederea articolului 121 din Constituție, adică nu atribuie puterii judecătorești ceea ce se referă în conformitate cu Constituția, poliția judiciară. Dacă noi am fi avut în instanța judecată elementul respectiv sau instrumentul dat, mecanismul dat, cum numim așa, poliția judiciară, noi n-am fi avut aceste breșe, dar nu-i unul. Nu-i cazul Papuc, nu-i cazul Berjo, nu-i cazul Bagirova. Bagirova încă nu avem sentințe de condamnare. Dar... nu-i cazul celor trei polițiști care au fost condamnați legat de evenimentele 7 aprilie. Mai avem cazul, trei polițiști care la fel a părăsit curtea de apel, condamnat la 5 ani real. Nu avem cazul judecătoarei de la Criuleni. Nu avem cazul avocatului. Noi până aici am avut încă vreo 17 cauze care nu au fost de rezonanță, au părăsit pur și simplu instanța de judecată din cauza lipsei acestui mecanism. Dacă legislativul și executivul ar fi avut
curajul să spună, domnilor, este o lacună în legislație. Domnul coleg de platou a menționat momentul respectiv că este o lacună, în sensul că nu-i dus până la capăt mecanismul. Instanța a pronunțat. Dar cum așa judecătorilor din Bălți această lacună nu le încurcă să fie arestată persoană chiar în sală? Dar iată, în cazul domnilor Papuc, Pierju, e o lacună în legislație. Nu, un moment. Atunci noi avem măsuri asiguratorii. Ceea ce pot parveni sau pot demersul respectiv parveni de la procuratură ca să ceară față de inculpat o anumită măsură asiguratorie legat de arest, arest la domiciliu, ca să o facă instanța de judecată. Instanța de judecată, printr-o închiere, până la pronunțarea sentinței, poate acorda arest, arest la domiciliu sau recipisa de a nu părăsi localitatea sau controlul judecătoresc. Dacă acest lucru era făcut, atunci instanța de judecată trebuia să execute a priori. Mai mult ca atât, s-ar fi putut și instanța de judecată pentru închiere separată să acorde persoanele respective una din aceste măsuri de asigurare. Fie arest, fie arest la domiciliu. Cam aceasta eu văd procedura. Dar nu are nimic arestul la domiciliu cu situațiile de fapt care există. Domnilor, există poliția judiciară în incinta în fiecare judecată? Păi este nu există. Nu există, domnul. Există. Care intervine la... Care intervine la... Există. Păi, în care instanță este, domnul Drone, există ea? Dar dumneavoastră nu încercați la curtea de apel sau la curtea de apel? Domnul Pleșca, azi l-am contactat pe domnul... Ascultați-mă, stați. La curtea de apel, când încercați să vă ridicați la etaj, ce și vă oprești? Serviciu, protecție și pază de stat. Păi și... Aceea nu-i poliție judiciară, în conformitate cu legea. Poliția judiciară următoare să intervină, da. Are de asigura ordinea publică în instanța de judecată, de asigura securitatea judecătorului, de asigura participația la proces și din contra. Explică, vă rog, eu nu sunt, sunt jurist. De ce în cazul fostei directoare de grădiniță din Bălți, poliția judiciară sau nu știu care polițiști sunt în sală și o arestează, dar în cazul lui Papuc nimeni nu este în sală și nu este arestat? Eu am lucrat judecător. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Lucrurile sunt mai grave. Eu am lucrat judecător. Am lucrat judecător în judecătorie sectorul centru. Ne aveam polițistul care vinea dimineața la poliția judiciară. Există poliția judiciară care este în subordinea comisarului poliției. Vine polițistul la președintele instanței și spunea, eu astăzi sunt delegat să supraveghez ordinea aici. El se afla, îi spunea, mergi la etajul 1, la etajul 2, în sala așa. Exact era. Eu pronunțam, dacă avem de pronunțat sentința, îi spuneam lui, fii atent, o să fie pronunțarea sentinței, tu fă legătura cu escorta, până o să pronunț eu sentința, tu stai în sală și stai lângă inculpat până vine escorta. Când vine escorta, ai luat și le transmis. Și am făcut exerciții de genul ăsta. Adică poliția judiciară, legea cu privire la poliția judiciară este din 2002. Eu, în calitate de judecător, am făcut uz de serviciile acestei poliții judiciare. Înseamnă că eu am plecat bine cu 7-8 ani în urmă. Înseamnă că acolo lucrurile au dereat atât de grav că nu există nici măcar acel polițist care era în 2002-2004. Vreau să dau confirmare. În conformitate cu legea, noi avem poliție judiciară. În conformitate cu legea, poliția judiciară trebuie să se află în subordinea Ministerului Justiției. Până în prezent, poliția judiciară se află în subordinea unui organ executiv, Ministerul Afacerilor Interne. Noi am avut în discuție în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii când se va realiza de facto trecerea poliției judiciare în subordinea Ministerului Justiției, care să asigure securitatea instanței judecate, să asigure securitatea participanților la proces, să asigure ordinea și în general s-ar putea ca numii poliția judiciară să spună, cum spunea dumneavoastră domnul Dron, că judecătorul pleacă în deliberare, nu părăsiți sală, păi se întoarce instanța de judecată. Și polițistul la ușă. Ca să nu părăsați, că noi până în prezent n-am avem trecut la Ministerul Justiției poliția judiciară. Și din ce cauză? În primul rând, nu este numărul efectiv care trebuiește. În al doilea rând, nu este dotat cu tehnica, cu utilajul, cu sediu. Sunt probleme din punct de vedere organizatoric. Dar aceasta nu e problema puterii judecătorești. Asta e problema executivului ca să ducă până la sfârșit prevederea constituțională. Adică să pună la serviciu puterii judecătorești poliția judiciară. Păi nu-i vinovat nimeni, nici Consiliul Superior al Magistraturii, nici Ministerul Justiției. Nu-i nimeni. Consiliul Superior al Magistraturii, sigur, există o problemă de sistem, într-adevăr, din cauza disfuncționalității poliției judecătorești, care de fapt o e în subordinea MAI-ului, de iure ar trebui să fie în subordinea Ministerului Justiției, care ar fi trebuit să pună la dispoziția instanțelor judecătorești efectiv. Însă, în măsura în care într-o instanță totuși se dovedește a fi că lucrurile pot fi soluționate, cum e Curtea de Apel Bălți, asta ar însemna că această problemă nu este una determinantă sau nu e o cauză determinantă. Adică, eventual, problema
ar putea să fie depășită și ar putea să fie găsită o soluție. Și aici, bineînțeles, dacă că perceperea e că în măsura în care instanța este bine organizată sau completul de judecată, judecătorul raportor, deci sunt bine organizați și pot gestiona bine problemele. Și atunci, bineînțeles, că această percepere de duble standarde și justiție selectivă, centru din Chișinău este bine organizată potrivit dumneavoastră? Deci, Natalia, nu pot să spun. Primul meu gând a fost că poate eventual la Curtea de Apel Bălți poliția se află peste o clădire. Că așa este. Bine, nu e vorba doar despre poliție. Deci, în cazul judecătoriei centru... sunt foarte simple. Nu este vorba doar despre poliție. În cazul judecătoriei centru, în dosarul Gheorghe Papuc, hotărârea judecătorească a fost emisă în două săptămâni. E clar, în fond, situația, tocmai ceea ce spuneam, probleme de sistem există și atunci o altă problemă și o altă întrebare ar putea să apară, dacă țineți minte, când l-am văzut, l-am avut pe ex-ministru al afacerilor interne aici, pentru că și concepția de reformare din 2010 a MAIU-ului prevedea expres acest lucru, acest transfer a Poliției Judecătorești de sub MAI, sub Ministerul Justiției. Acest lucru, de asemenea, e o restanță și în cadrul reformei sectorului justiției și, bineînțeles, că apare simpla și așteptată întrebare de ce totuși nu se soluționează. Pentru și că la această întrebare încercăm să răspundem împreună după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio, continuăm discuția. Iată un comentariu foarte interesant venit din partea Vladimir Berg, soției lui Merberg, care până în ziua de astăzi stă în penitenciarul numărul 13. Să Merberg îmbăla ta же istoria. И полицейские были в коридоре, и конвой уже поджидал у входа в Курте де Апел. Кстати, Мерберг и те, кто его этапировал, еще около часа ждали у ворот пенитенциара номер 13 документы, подтверждающие, что Мерберга вернули в СИЗО. Наталья, vreau să intervin pentru un moment aici. Hai să vedem cu cazul Merberg legat de măsura preventivă. Nu vorbim de o sentință definitivă și revocabilă. Și aici referitor la etapare și mai departe, e venit pe anume problema cu escorta ca să fie prelungit mandatul de arest. Da. Noi vorbim de situație alta, diametral opusă, sentință de achitare. Când și pe cazul Papuc vine liber și trebuie să plece în cătușat. De acum e etapa. Adică cazul Papuc este condamnat și are posibilitate liber să iese din instanță de judecată. Dar aici când trebuie de organizat, încă nu este și etapat. Este și etapat, este și convoi, sunt polițiști. Referitor la ce s-a cu cazul Merberg legat de măsura preventivă înaintată de către procuror pe cazul penal concret. Noi vorbim de sentința a unei instanțe de judecată față de o persoană care a venit la curtea de apel, el nu știe ce o să pronunțe colegiul, el vine achitat din instanța de fond, persoană liberă, care nu are nicio obligațiune față de instanța de judecată în conformitate cu și așa mai departe. Dar conform legii spune că nu trebuie să părăsești instanța de judecată. Atunci conform de ce în cazul doamnei de la Bălți aceasta nu părăsește, nu este lăsată să părăsească? Mai departe vreau să spun, referitor la doamna de la Bălți, eu nu sunt documentat acum referitor ce măsuri de preventiv a avut loc față de ea luat și ce procuror a fost instrumentat cazul dat. Însă vreau să spun aici că dacă prețul de judecată, chema escorta înainte de plecare în deliberare, noi am avut cazul judecătorului la Criuleni care au spus că s-a divulgat taina deliberării. Acolo pleacă trei judecători a curții de apel, fiecare cu opinia lui și când după ce deliberează, ajung la concluzia, îi vinovat 10 ani sau menținem sentința instanță de fond. După aceea iese și pronunță. Dacă tu, anterior, la Bălți, nu-i scut faptul că merge pe practica veche cum fac și alte instanțe de judecată. Cum spune domnul Drou la pauză, anunță grefa, duce și cheamă escorta ca să aștepte acum după ușă, fiindcă va fi sentință de condamnare. În conformitate cu codul procedurii penale nu este corect, fiindcă judecătorul pleacă cu idee, el deliberează cu după intima lui convingere și ajunge la concluzia că e vinovat și nu e vinovat. Nu, intima convingere în conformitate cu legea. Uitați-vă, când se întâmplă ceva, începem fiecare cuvânt, fiecare propoziție, cum s-a întâmplat, da? Neglijență și așa mai departe. Și organele de poliție deja au trecut această practică. Vreți ceva? Dați în scris.
Dacă dați indicație în scris, noi venim și executăm. Dar că sună cineva, intervine... Nu, și-au pierdut dreptate. Și au trecut prin această perioadă și le dau dreptate. Dacă instanța prescrie la ora 15 să fie aici 00 în locul cutare, el vine. Dar dacă nu are acesta prescriptă, zici, să ne iertați, fiindcă noi intrăm în câmpul procedural ca să fie corect. Fiecare trebuie să fie responsabil de partea sa. Instanța de judecată pronunță și trebuie să fie foarte clar, nu numai în Constituție, codul de procedură penală și codul de executare. Dacă este o sentință executurii, da? După curtea de apel. Prin urmare, trebuie să revină legiuitorul, fie la o propunere a Ministerului Justiției, fie a Consiliului Superior a Magistraturii. N-avem drept inițiativă legislativă, domnule Degar, dic problema dată. Dar pentru ce? Trebuie pur și simplu executată legea. Asta deci, e tot. Concretizate, modificarea codului procedurii penale la capitolul concretizate da. Toate aceste momente ca să fie foarte clar. Și atunci nu o să avem astfel de cazuri. Numai că, curtea de cutare spune negru pe alb. S-a pronunțat sentința de condamnare, atunci, dacă el a fost liber, sentința de achitare până, se transmite la domiciliu organului Ministerului Afacerilor Interne. Unde se află inculpatul? Ministerul Afacerilor Interne, primind deci, încheierile respective, pleacă la anunță pe condamnat, vă rog frumos, plecați la pendenciar pentru a spăși pedeapsa. Așa e codul executare. Știți că în rusă este un proverb foarte bun. Druziam vsio, vragam zakon. Noi avem o problemă de sistem. Noi putem să explicăm cetățeanul care ne privește, spune cum dracu pe cei de la Bălțu arestați și aici și veniți să-i explicați voi procedural sau și un alta. Simplu, avem un sistem la noi castrat, vătămat. La noi vătămat se spune cu un singur coi. Și are putere numai în coi ăsta atunci când e vorba de simplu cetățean. Când e vorba de boșii ăștia care sunt elite numite politice, ei nu au de acum vigoare, fiindcă nu mai au un coi. Și de aia suntem. Suntem și în general și o societate castrată, fiindcă putem să dăm piciorul într-un câine vagabond, putem să aruncăm cu o piatră, dacă nu e vorba la un polițian, să ridicăm vocea, punem coada între picioare și luăm poziția ghiocel. Tot suntem castrați. Și sistemul ăsta, fiindcă nu avem vigoare în toate. Și din ce noi discutăm? Există o problemă. Și cum să depășim atunci când e vorba de simplu cetățean, nu există proceduri. Când e vorba de ministru, cum să depășim această etapă de societate castrată? Să renunțăm la duble standarde și la justiție selectivă. În justiție selectivă mă refer și în cazul ăsta. Sunt convinsă că domnul Medrigan renunță, domnul Calugin de mult a renunțat, domnul Cârnaț renunță, dumneavoastră renunțat. Împreună renunțăm. Și ce se întâmplă? La ce să renunțăm? Renunțăm la duble standarde. Spunem lucrurilor pe nume. Dar de ce nu suntem cu nimic? Suntem factorii determinanți, nu suntem factorii determinanți. Nu trebuie de schimbat factorii determinanți. Noi ce putem să facem? Putem să-i criticăm, putem să-i ținem poate în frâu, de la unele fără de legi, de la unele furturi. Numai asta putem. Dar asta nu ne ajută. Ne ajută pe jumătate, fiindcă lucrurile trebuie să mișcate înainte. Ei, actuala clasă politică nu poate mișca lucrurile înainte. Noi rămânem numai cu critică. Ei nu pot mișca lucrurile. Vorbim de reforme în domeniul justiției, în zadar vorbim de aceste reforme, fiindcă noi nu vorbim de o reformă în domeniul cel mai important, reforma clasei politice. Ori aici stau toate problemele și nu merge nicio reformă. Și ar trebui să o terminăm cu reformele în justiție și să începem, să încetăm de a mai critica cine sunt, îi cunoaște, nu mai este nevoie de criticat. Nu sunt capabili și n-au talentul să miște lucrurile înainte. Nu vor și nu pot. Și doi, trebuie să trecem la discuții serioase despre reformarea clasei politice. Fiindcă alte reforme despre care vorbim este inutil. Asta este părerea mea și de astăzi înainte în spațiu public numai cu asta să mă ocup și o să cer ajutorul de la cei care pot, la 3-4 oameni în țara asta, poate ori găsi, să ne facă un studiu. De ce am ajuns noi în situația asta, că avem o clasă politică de genul ăsta și nu putem de cum să o reformăm? O mai găsim vă 4-5 oameni, poate să ne pună să mecanismul și elementele tehnice de elaborare unui nou mecanism și mai apoi ceilalți din spate 70-80% se propune, domnule Dron, se propune un nou vot. Mecanism, finanțarea partidelor din bugetul statului. Clasa politică, nu domnule Dron, dar acum mai recent s-a propus un nou mecanism, finanțarea partidelor din bugetul statului. Asta vă păi schimbați? Stați, pentru că această finanțare în primul rând va fi, din câte înțeleg eu, doar pentru acele partide care au accedat în Parlament. Deci sunt în Parlament, nu pentru extraparlamentare. Trebuie să începem să revenim.
ele, însă dacă vă aduceți aminte, tot vorbind despre duble standarde și despre clasa politică, cred că cel mai greitor e atunci când chiar înainte de alegeri lui Sate nu i s-a permis să vorbească în fața cecului. Vă aduceți aminte, domnul Mitrica? Păi eram prezent. Pentru că se spunea că... Și partenerii străini au declarat gen, alegeri, au fost... Gen s-a spus că reprezentantul, aveți reprezentant, motiv pentru care nu puteți vorbi dumneavoastră, și chiar un membru al cecului a spus, păi stați, însă în privința altor partide... Am permis. Deci, eventual, într-adevăr, deci eu sunt de acord că totul dar începe juridic, de la apropo, politic. Vreau aici să ne clarificăm un pic. Deci, pur juridic, acest partid a fost scos din cursă pe motiv că ar fi fost finanțat din străinătate. Recent am avut o decizie a instanței de judecată care a demonstrat că n-a fost finanțat partidul din străinătate. 7 aprilie... Numai o clipă. După au aceasta... Au fost falsificate alegerile, unde sunt probele până astăzi, și toți sunt la eroi, deci, cu revoluția. Evenimentul e consumat. De ce nu strași la răspundere? Cei care au lansat această idee. Vor merge. Nu poți întoarce totul, Natalia, pentru că evenimentul atunci s-a consumat. Procedura, asta da. E o altă problemă a electoralului, pentru că în momentul în care dormi și nu reacționezi la timp, dar cecul poate fi dat în judecată sau nu? Atunci, da, noi eventual prejudiciu, am înaintat la CEDO și am invocat și ispravele cecului. Fiindcă vine un lider politic, da, un conducător de un partid, și nu îi se permite la un organ exact. Public care Comisia Electorală Centrală în perioada electorală. Păi băieții ăștia au primit o comandă și vroiau repede să o îndeplinească, ați văzut procedura cea rușinasă. Noi am fost, eu, domnul Bușuleac, au fost alții. Noi, foștii membri a Comisiei Electorale, noi n-am mai văzut așa o chestie. Ce așa grabă? Asta ca și într-un proces să nu ți se dea voie să vorbești. Dreptul la apărare. Noi n-am avut posibilitatea măcar să facem cunoștință cu aceste materiale. Și apropo, noi deja am câștigat cauza administrativă, ceea ce a fost pus la bază în hotărârea Comisiei Electorale Centrale, acum a decăzut. Nu este temei legal. Dacă a decăzut temeiul legal, atunci și hotărârea mai avem și alte cazuri de dublele standarde. Amerberg, Grigorciuc, care sunt bănuiți, sunt deja de 5 ani în izolator pentru că ar putea influența mersul anchetei. Luni, eu cer scuze, nu ani. V-am speriat luni. Al bănuit, Ilan Șor în dosarul BEM, rămâne în libertate și pentru că nu este influent, ați comparat. Pentru că nu poate influența, Șor, probabil. Comparat. Nu este influent, nu poate nici cum mersul anchetei. Nici e vorba cum de dublele standarde. Aici chiar trebuie să știi în detalii, însă o anumită, să spunem așa, suspiciune că aceste lucruri există, bineînțeles că este, pentru că nu se compară chiar Șor cu persoanele pe care le-ați menționat, însă depinde de caz. Chiar și puterea lor de influență. Și puterea lor de influență și de cumpărare, însă aici, bineînțeles că ca să fii corect, nu poți decât să știi lucrurile foarte și foarte clar. La Șor nu s-au dus noaptea. Haideți să începem de la asta, parmise, da? Sau nu s-au dus seara. Deci a fost complet alt tratament. Acest dublu tratament și tratament inegal există atât de către organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, cecul, autoritățile, există. Deci este ce este, este. Iată pentru că am început să vorbim despre formarea clasei politice. Domnule Crânăț, vreau să vă întreb, când judecătorii se vor simți independenți de politicieni? De ce în România acest lucru deja este posibil, la noi nu? Eu aș începe la duble standarde. Pe cazul Perjo, cazul Papuc. Anterior, când au fost sentințe de achitare, toți strigau că foști funcționari de stat sau funcții sau persoane cu demnitate publică nu vor fi atrași la răspundere penală legat de evenimente din 7 aprilie, fiindcă sunt duble standarde. Cei care au vandalizat președinția și parlamentul au fost atrași la răspundere penală în primele 6 luni de zile, inclusiv domnul Mătăsaru și alții. Foarte dar, puțin. Dar o parte așa care... 700 de milioane de lei, da. De judiciul statului, așa și-a rămas în aer. Însă o parte care au admis tortura, o parte care au dat dovadă neglijență, abuz în serviciu, au plecat de acum leziuni corporale care au dus la moartea unei persoane, parcă au fost achitați. Ulterior, noi vedem că curtea de apel, din contra, aplică sentințe de condamnare.
Nu putem noi să vorbim de dublu standard din partea instanței de judecată, unde justiția... Dar știți, domnule Crnaț, eu cer scuze, dar se pare că acum pur și simplu trebuie de arătat ceva europenilor, repede. Vine 7 aprilie. Vine 7 aprilie, trebuie de demonstrat și de reportat ceva. Acum se vedem dubli standarde în continuare. Din partea cui au fost admis dubli standarde? Când o persoană a fost arestată din instanța de judecată, iar alte persoane au fost dat posibilitatea să plece. Poate aici mecanismele care trebuie să fie puse la dispoziția puterii judecătorești nu își onorează pe deplin obligațiunile. Referitor la instanța de judecată, procurorul când vine cu un demers ca să fie luată măsura preventivă, fie pe cazul Amerberg, fie pe cazul Șor, fie pe cazul care vezi dumneavoastră, el argumentează din ce cauză solicită lucrul acesta. Din partea procuraturii, dacă există astfel dosar, au fost demers către judecătorul de instrucție ca să aplice măsura de preventivă față de Șor sau nu? Nu a fost. Nu a fost. Întrebarea nu e vorba de dublele standarde. Eu nu vorbesc că întrebarea nu e la adresa puterii judecătoresc. Vorbesc de procuratura care instrumentează acest caz. Atunci când cu cazul Amerbeț adresat instanța de judecată a argumentat din ce cauză și instanța de judecată în baza argumentării a ajuns la concluzia că trebuie să fie aplicată această măsură preventivă aresto. Vom vedea pe viitor, vor fi condamnați, vor fi achitați. Dacă vor fi achitați, atunci persoanele respective, în conformitate cu articolul 53 din Constituție, vor cere dispăgubire din partea statului pentru fiecare moment aflat în penitenciar. Aceasta e tot în dreptul persoane care au fost privată de libertate ilegal. Bine, domnule Crnaș, știți foarte bine că încrederea față de justiție este aproape la pământ. Din diferite motive. De ce? Vor fi condamnați, vor fi achitați, oricum vor fi întrebări. Eu revin la întrebarea mea. La independență. De ce judecătorii se simt dependenți de politicieni? Haideți ei la bun început. O putere în stat. Justiția în Republica Moldova se face prin Curtea Supremă de Justiție, Curții de Apel și Instanța de Fond. Curtea Supremă de Justiție se numește în funcție judecătorii de organ politic. Parlamentul Republicii Moldova. Până în prezent avem o hotărâre a Consiliului Supremului Magistraturii care a propus Parlamentul în 2010 să fie numiți în judecători la Curtea Supremă două persoane. Care este mandatul celor din CSJ? 4 ani. De la Curtea Supremă de Justiție până la plafonul de vârstă, 65 de ani. Vreau să aduc aminte, nu de mult a fost adunarea generală a judecătorilor. Și unii judecători astfel ce au declarat? Că sistemul judiciar este bolnav. Judecătorii au spus-o la adunarea lor. Domnul Balan și alți judecători, da, și-a zis că este presiune asupra sistemului judiciar. Inclusiv a fost invocat și Consiliul Superior a Magistraturii că în unele cazuri nu prea corect față de unii judecători. Duble standarde. De 7 aprilie unii judecători au fost demiși, alții avansați. Da? Și tot prin Consiliul Superior a Magistraturii. Chipurile s-a schimbat, componența, pe o bază de alegere, înaintări celor mai buni și așa mai departe. Prin urmare, ceva nu merge. Ceva nu merge, fiindcă judecătorii însă își ridică problema. Chiar acești 5 judecători care s-a solicitat acordul de intentare a urmăririi penale, ce au declarat acești judecători? Că sunt persecutați. Dar ce o spui el? Păi da, dar trebuie clarificat. Dar ce spune cei care au fost condamnați? Dosar politic. Și a numit cauze... Cei care au fost condamnați acum, 10 ani, 4 ani, dosar politic. Și au numit cauze civile concrete. Cauze civile concrete. Domnule, dar permiți să intervin pentru un moment. Hai să facem justiție televizată. Hai să bun început. Eu revin că însăși judecătorii din sistemul judiciar tot ridică aceste probleme în afară de societatea civilă. Eu sunt de acord. La noi o valoare. Asta care e problema? La noi este o valoare în Constituție pluralitate de opinii. Da, nicio problemă. Dacă este adunarea generală, unii judecători au ridicat problema influenței politicului asupra corpului judecătoresc, fiecare judecător la adunarea generală și nu numai are dreptul să-și expună punctul său de vedere, dar să nu aducă în discuție cazul lui concret pentru a influența
Consiliul Suprem al Magistraturii a priori pentru a influența procuratura și alte instanțe ca nu cumva să adopte o decizie în conformitate cu legea. De ce? Eu sunt de părerea. Dar bun început, să lăsăm la o parte cazurile concrete, să întoarcem la ideea, sunt judecători independenți sau nu. Și eu apărând la ideea, justiția se face prin Curtea Supremă de Justiție. Judecătorii Curții Supreme de Justiție se numesc în funcție de către Parlamentul Republicii Moldova. E o greșeală gravă. Ceea ce trebuie să facem, în regim de urgență, excludem Parlamentul și dăm posibilitatea Consiliului Magistraturii să aplice aceeași procedură ca la judecătorii Curții de Apel și în state de fond. Președintele Republicii Moldova, dacă refuză, a doua oară, prin două treimi, președintele e obligat să numească judecătorul Curții Supreme de Justiție. La fel, numirea președintelui Curții Supreme de Justiție, organ politic, corpul judecătoresc se decide. Corpul judecătoresc. Eu vorbesc de CSM, nu toți la CSM. Adică Parlamentul votează și președintele Curții Supreme de Justiție. Ceea ce nu e corect din punct de vedere al separației puterilor în stat. Deoarece una din cele trei puteri este puterea judecătorească. Ne întoarcem și la, cum a spus Consiliul Magistraturii. La adunarea generală a fost o idee destul de interesantă. Ca președintele CSM să fie votat de către la adunarea generală a judecătorilor. E o idee plauzibilă, dar trebuie la fel să intervenim la Consiliul Republicii Moldova, ori menționează că Consiliul Magistraturii își alege președintele din membrii săi în afară de cei membri de drept. Ceea ce înseamnă că este o idee plauzibilă și merită de reîntors la ea. Poate întoarcem la numărul, la CSM bicameral, unde să fie introdus și Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Judecătorilor. Împreună să facem Consiliul Superior al Magistraturii ca organ independent decizional. Eu sunt de părerea că dacă vom merge step by step, adică pas cu pas, noi vom scoate politicul ca să nu influențeze puterea judecătorească. Step by step, mergem 20 de ani. Domnul Cărnaț a spus niște lucruri grave. De grave, da. Dacă acestea sunt intențiile plămădite de către voi. Nu. Cine iese, vedeți cui vor iese de a Parlamentul unii, este și opoziția, e un pericol să fie numit. Domnul Dregar, noi vorbim de principiu, nu vorbim de Parlamentul de astăzi. Noi vorbim de principii. De instituții. Da, de instituții. Lasă astăzi, este parlament, instituții, trebuie să o respectați. Dumneavoastră, dacă știți, eu am un parlament care îl respect. Este instituție. Și voința poporului. Da, și voința poporului. Și dumneavoastră puteți să îi rogați pe trebuie să reformați asta politică, voința poporului. Stați un pic. Nu vă contrazic, liniștiți-vă un pic. Că eu înțeleg ce misiune aveți dumneavoastră acolo, toată echipa ce e venită. Consiliul Superior al Magistraturii. Cine este Consiliul Superior al Magistraturii? Dragi prieteni, dacă astăzi judecătorii la Curtea Supremă de Justiție sunt numiți de Parlament, unde sunt câteva fracțiuni, deștepții ăștia vor să bage prin Consiliul Superior al Magistraturii, unde au 4-5 oameni controlați de dânși, politic, fiind Consiliul Superior al Magistraturii este unul politic. În componența care există, de fapt, numirea judecătorilor va fi la mâna la 4-5 persoane. Asta vreți să facă el. Natalia, e... Fiindcă, uitați-vă, cine sunt membrii Consiliului Superior al Magistraturii? Stați un pic, nu v-am întrerupt, v-am ascultat foarte atent. Reprezentați veniți din Parlament, procurorul pe filiere din oficiu politic, ministrul justiției politic, din Parlament politic, președintele Curții Supreme de Justiție membru, din oficiu 6-6. 6-6. Cum sistemul judecătoresc numește judecătorii la Curtea Supremă de Justiție când 6 sunt politici, 6 sunt judecători? Și haideți atunci să fie 101. Nu, politici. Atunci noi trebuie să modificăm Consiliul Superior al Magistraturii din care trebuie să excludem persoane cu drept de vot venite pe linie, pe filieră de Ministerul Justiției, procuror și Parlament. Trebuie să existe o interacțiune între aceste puteri, să vină membru al Consiliului Superior al Magistraturii la Parlament, să asiste, dar fără drept de vot, de sancționare și promovarea judecătorilor și fără intentarea procedurii disciplinare. Ce se întâmplă când procurorul parte în proces și eu judecător și dumneata avocat cel are dreptul să ne intenteze procedură disciplinară dacă achit persoana de alături? Asta este echitate? Eu în calitate de judecător ce independență am? Când partea în proces poate să-mi intenteze procedură. Există undeva în lume așa ceva? Dacă permiteți, domnul Călugăr, un moment, numai sunt repede. Nu vă supărați, pentru că mă simt inutilă. Da, deci am măcar senzația unui timp nepierdut.
Această propunere referitor la modificarea modului de numire a judecătorilor în CSJ este una susținută de către noi. De fiecare dată vorbeam că tocmai este momentul ca să scoți politicul, judiciarul de sub politic, inclusiv prin aceste numiri ale CSJ-ului, care sunt foarte importante pentru că e instanță ierarhică superioară, care te pune capăt oricărui dosar și oricât de integru nu ar fi un judecător în instanța de fond sau curtea de apel. Asta e unul la mână. Doi, pentru că are aceste competențe de uniformizare a practicii judiciare, iar și aici sunt riscuri de corupție. Și noi am vorbit despre acest lucru ca să fie cam aceeași procedură ca și e cu restul judecătorilor. Altă problemă e într-adevăr cu această componență a CSJ-ului, a CSM-ului. În primul rând, de fiecare dată atenționam asupra faptului că standardele internaționale vorbesc despre o proporționalitate, reprezentativitate a componenței CSM-ului, organului de autoadministrare, astfel încât instanțele de fond să fie reprezentate proporționat, pe când la noi se primește că sunt disproporționat reprezentate. Motiv pentru care, într-adevăr, deci primesc mai multe voturi, tocmai în baza acelor persoane care totuși sunt numite pe baza unei anumite loialități politice. În ceea ce privește procurori și judecători, e o problemă aici, pentru că deși legea prevede cu privire la procuratură că procurorii sunt parte a sistemului judecătoresc, avem precedente cu hotărârea Curții Constituționale, în care, de fapt, procurorii nu sunt recunoscuți ca parte a sistemului judecătoresc, pentru simplu motiv că nu au acest statut de magistrat. Deci, eventual, și standardele în genere prescriu ca organele de autoadministrare să aibă un rol decisiv în numiri, fiind, într-un anumit sens, cenzurate de o altă putere. În cazul nostru e președintele, care poate face acest refuz, pe când în cazul Parlamentului, un alt avantaj de ce ar trebui să fie președintele, în cazul Parlamentului acest lucru nu poate să se întâmple. În momentul în care s-a propus, candidatură, aici bineînțeles că deputații au dreptul la vot, după intima sa convingere, nimeni nu-l poate obliga să numească un judecător sau altul, pe când în cazul președintelui e o singură persoană și îl poți prin lege obliga, chiar dacă a avut anumite reproșuri, deci să facă această numire. Deci acest lucru, după mine, ar spori mult independența sistemului, poate nu deodată, ar trebui ceva timp pentru ca să apară acest spirit de independență și eu sunt foarte bucuroasă că el a apărut. Și aici sunt categorii în dezacord cu domnul Cărnaț, care vorbește despre faptul că nu poți aduce cazuri individuale, că judecătorii nu pot să se... E vorba de o adunare generală a judecătorilor. Aici eu, ca membru a adunării sau ca membru a asociației, pot să ridic orice vreau problemă. Eu pot să fiu credibil, pot să fiu mai puțin credibil, însă eu sunt în drept și e niciun fel de încălcare a eticii în momentul în care eu aduc și problema mea arătând că e ceva de sistem. Exact. Aici, pentru că v-am urmărit în mai multe emisiuni și insistați asupra acestui lucru, că avocatul nu poate aduce cazuri individuale, că e conflict de interes. Nu e corect. El e mai puțin credibil pentru mine în cazul în care vorbește doar despre cazurile sale individuale și nu vorbește și nu face această legătură cu probleme de sistem și e mult mai credibil în măsura în care are această capacitate să depășească, deci doar cazurile sale individuale. Eu aș încuraja foarte mult acest spirit de independență, inclusiv a Asociației Judecătorilor, care, apropo, la general, ar trebui ei să-i revine tot ce se numește etică. CSM-ul ar trebui să se ocupe în exclusivitate cu ceea ce se numește disciplinar.
iar ceea ce se numește etică, exact, ceea ce se numește încălcarea regulilor etice conduită, asta ar trebui să revină asociației care, cu părere de rău, încă nu vrea să-și înțeleagă misiunea, pentru că așa, de fapt... Aici punem o virgulă, domnule Cârnat, să replică noastră după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Noi continuăm să încercăm în timpul pauzei. Dați, vă rog, replică dumneavoastră. Da. Eu anterior, când am spus ideea referitor la propunerea de a fi numit judecătorul Curții Supreme de Justiție de către președinte la propunerea CSM-ul, nu a apărut când eu am devenit membru al Consiliului Supreme al Magistraturii. Această idee este scrisă așa la mine în dreptul constituțional, este cea scrisă în mai multe articole publicate până a devenit membru al Consiliului Supreme al Magistraturii. Și eu nu pot nega că aceste idei sunt sănătoase pentru a asigura cât de cât independența puterii judecătorești. A doilea moment, referitor la Consiliul Supreme al Magistraturii. Mi-a spus că la acești băițani care sunt influențați politic, nu aveți dreptate. Din cauza că vorbeam anterior că trebuie să fie reformat și Consiliul Supreme al Magistraturii. Acest Consiliu trebuie să fie reformat în felul următor. Bicameral. În felul acesta vom împușca doi iepuri odată. Dintr-o parte să fie camera judecătorilor, dintr-o altă parte va fi camera procurorilor. Ceva similar ca în România. Și aceasta ne permite Constituția, fiindcă în conformitate cu Constituția, Procuratura se află la capitolul 9, Autoritatea Judecătorească. În secțiunea 1, instanțe judecătorești, în secțiunea 2, Consiliul Supreme al Magistraturii și în secțiunea 3, Procuratura. Ceea ce înseamnă conformitate cu Constituția, s-ar putea ulterior să ne întoarcem la ea ca să facem bicameral. Și în felul acesta vom face în felul următor. Procurorul General, așa cum se propune, să fie propus de către Consiliul Supreme al Procurorilor, care va face parte din Consiliul Supreme al Magistraturii. La fel să fie numit de președintele Republicii Moldova. La fel, președintele Curții Supreme de Justiție să fie propus de către Consiliul Camera Judecătorilor numită funcție de președinte Republicii Moldova. Eu nu vorbesc de actuala componență. În actuala componență este imposibilitate, fiindcă nu poți modifica Constituția în Parlamentul Republicii Moldova. Se vorbesc de viitor. La fel, numărul de reprezentativitate a judecătorilor în organul de autoadministrație să fie mult mai mare din partea instanței de judecată. Deoarece... Vorbind în termenii actuali, este imposibil ca judecătorii să devină puterea adevărată în posibil, stat? E posibil din cauza că în conformitate cu Constituția spune că ei sunt independenți, imparțiali, inamovibili. Conform Constituției, noi suntem un stat de drept, domnule Cârnaț. Conform Constituției. Natalia, eu vorbesc de Constituția, legea supremă după care noi ne conducem. Și dacă nouă ceva nu ne place în activitatea unui organ, cum ar fi Consiliul Supreme al Magistraturii, haideți să venim cu idei plauzibile ca acest component să fie modificat. Aveți locuri vacante în Republică. Da, 58 de locuri vacante. Nu vor să fie judecători. Domnul Degan, vor. Un minut. Vă greșiți. Un minut. Noi în raion nu vor. Noi avem la Chișinău toți vor. Sau unul peste altul. Un minut. Un minut. Acum întrebați acești tineri, da? Fiindcă noi pregătim tinerii, da? La universități și așa mai departe. De ce nu vreți să plecați în raioane? Da, sunt chestii obiective. Condițiile de trai, infrastructura, salariul, chiar și dacă a fost majorat. Însă, mai este și o altă chestie, presiunea. Fiindcă astăzi vreau să le dau crezare și unelor judecători. Sunt vulnerabili, se tem. Nu cumva vreodată o să refuză să iei o decizie care, așa i-a spus, cam cum ar trebui să fie, reieșind din situația politică. Noi ce puține vedem chiar cu aceste arestări și așa mai departe că este influența politicului și vreau să cred judecătorii și zice să mă ierți, dar nu vreau să am probleme cu eșlans. Nimeni nu vrea să vorbească. Numai la adunarea generală au încercat un pic această problematică, inclusiv și judecătorii de la Curtea Supremă, nu numai de la instanțele de fond. Este ceva care nu merge. Voi la Consiliul Superior al Magistraturii sunteți capabili să examinați și să analizați acesta ca judecătorul să se simte într-adevăr, nu Constituția. Constituția, noi toți o cunoaștem. Avem o realitate. Dacă o cunoaște, dacă nu o aplicăm în practică, domnule Drigan? Trebuie să fie respectată Constituția aplicată în practică, nu mă cunoaște. Uitați, trebuie de lucrat cu judecătorii, fiindcă este o profesie. Trebuie să fie foarte respectată și de societate și noi trebuie să dăm, da, sunt schimbări.
nu putem nega, și eu ca avocat confirm, da, sunt unele schimbări spre bine. Însă nu e aceea încă ce vrem, și domnul Tapiola astăzi, cred că s-au ros urechile la toți, când fiecare săptămână cineva ne zice, băi, faceți ceva, băi, faceți ceva. Domnule, inclusiv și în sistemul judiciar. Vorbim cu date statistice. Dacă nu vorbim de locuri vacante, aveți... Eu vorbesc de percepția în societate. Ați vorbit de locuri vacante inițial. Hai să întoarcem la ele. Da. Și doamna Calunghi a vorbit despre dosarele care sunt intentate față de judecători și parcă le-au scos în discuții unde era presa. Mulți judecători depun plângeri la Consiliul Supra Magistraturii față de mulți avocați care în cazul încă nu a fost intentat sau a fost numai depus cerere de chemare în judecată, dar de acum se află într-o televiziune sau a doua și începe cazul respectiv fără celălalt parte la proces, fără procurorul, fără celălalt avocat, să spună că are perfectă dreptate. Și toți judecătorii se plâng. Hai să nu transferăm justiția în justiție televizată. Și acest lucru, dacă o cer judecătorii, la fel, principiul respectiv să fie dublă standarde. Și judecătorii trebuie să respecte tot același principiu. Dacă tu ai o problemă cu colegi disciplinar, așteaptă o prima decizie. Să vezi, ești pasiv de afectat să răspunde disciplinară sau nu, și după aceea poftim prin intermediul avocatul intervine. Referitor la locuri vacante. Noi avem locuri vacante din cauza că în 2014, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, au părăsit sistemul judecătoresc 46 de judecători. Căutați alte componențe a CSM-ului când au dat afară așa de mulți judecători. Au plecat, domnule. Și știți cauza de ce? Au venit la avocatură. Au venit la avocatură. Domnule de gata, hai ne întoarcem. I-au dat afară pentru prima dată în 2014 10 judecători. Pe degete numeri care i-au dat afară. Nu, sincer vorbind, asta nu ar trebui să fie indicator. Nu, numărul de judecători dați afară, asta nu este indicator. Eu nu vorbesc de indicator. Eu vorbesc că au părăsit sistemul 46. În prezent, la fel în 2014. Eu cer scuze că vă întrerup. O mică precizare. Anul trecut, un șef mare din sistemul judecătoresc, nu-i pot da nume, îmi povestea, off the record. Este o castă în sistemul judecătoresc, la 30 de judecători, care sunt intangibili. Și tot procesul ăsta de datul afară din sistem, înlocuit, reformă și așa mai departe, se va mai... întâmpla, perpetua. Veți vedea show-uri la televizor, dar aceste persoane, 30 la număr, până la 30, nu vor fi schimbați niciodată. Pentru că atunci când e vorba de o schemă de spălare de bani prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova, în care e vorba de 22 de miliarde de dolari bani veniți din Federația Rusă, când erau folosite și deciziile instanțelor judecătorești, acești judecători sunt folosiți. Și ei niciodată, sau cel puțin atâta timp cât se menține această actuală clasă politică, nu vor fi dați afară din sistem. Natalia. Și ce să mi-am aici nu va face nimic. E adevărat sau nu? M-a mințit acest om sau nu? Eu nu pot să confirm lucrurile date, fiindcă în Republica Moldova nu avem 460 judecători. La primul există moment, o castă de eu al doilea moment, referitor la castă, necastă, nu e astfel de informație pe care țin la CSM, eu nu o posed. Al treilea moment, se vorbea în presă anterior că o parte de judecători au fost raider, o parte de judecători au fost implicate în anumite scheme, însă unul de judecători nu mai se află în sistem. Din cauza că în 2014 a părăsit sistemul judecătoresc sau CSM-ul e eliberat din funcție. Al treilea moment pe care vreau să spun, că marea majoritate judecătorilor sunt judecători onești. Judecători care își fac cu bine meseria. Următoare, referitor la cadrele tineri, deci vor în municipiul Chișinău. Eu le-am pus aceeași întrebare. Problema din cauza infrastructurii și din cauza spațiului locativ. Și următoarea idee, referitor la această castă intangibilă. Dacă dumneavoastră posedați lista... Dacă... Nu mi-a dat listă. Mi-a spus că sunt până la 30 de persoane. Știi nici cauza? Mi-a spus că tot corpul judecătoresc cunosc cine sunt aceste persoane. Natalia, dacă există astfel de castă și dacă există anumite replici față de CSM, uitați-vă, au purtat în 2014. Până în 2013 au plecat din sistem 3 judecători. În 2013 noi vorbim. În 2014 au plecat din sistem 46. Ceea ce înseamnă că CSM-ul a dat dovadă de multe ori de obiectivitate. Spuneți așa, vă rog, pentru că au plecat, pentru că au ajuns la vârsta de pensionare. Domnul Dregan, avocatul Andrian Năstase a prezentat s-au schimbat condițiile. Adică chiar fără o analiză fundamentală, chiar nu. Eu vreau să spun că în 2014 CSM-ul
CSM-ul a contribuit la asigurarea independenței sistemului judecătoresc prin faptul că unii judecători care se vehicula chiar prin presă, că au făcut treaba cu tare sau cu treaba cu tare, referitor la dosarul cu doamna Lilia Vasilievici, cunoașteți voi cu toții de acum a fost eliberat de servicii referitor legat de eliberarea unui dealer cu drogurile. Nu putem să spunem că noi, CSM-ul, protejăm o casă de 30 persoane. Eu, personal, nu particip la astfel de protecție și dacă astfel... Dacă aveți astfel de liste, vreau frumos, publicați-o, vreau frumos, prezentați-o. A fost informat. Nu, moment, prezentați-o. Ce să publicăm noi? Avem, că am început emisiunea, avem judecători care, pentru acțiunile care le-au făcut la 7 aprilie, au fost eliberați și asta au fost avansați de actualul Consiliu Superior al Magistraturii. Și listă, să vă dau. Care a fost avansați? Melniciuc. Una la mână, doi. Melniciuc e de la judecătorii. Doamna, că nu ce se iei de 2014. Nu a devenit... Despre care se vorbește că Melniciuc a devenit președinte în 2013. Exact. A devenit președinte al judecătorii Reșcani. Cineva din procurori. E rudă cu domnul Polevânci, corect? Sau naș cu metru? E naș fin. E naș fin. Eu am altă întrebare. Morozan, exact. Morozan, la fel. S-a adresat un cetățean la mine și mă întreabă, zice, spuneți, eu am dosar pe data de 7 aprilie, cum să procedez? Este beneficiat și de membru Consiliului Superior al Magistraturii, poate nu vă răspunde. Și în completul de judecată am trei judecători. Unul, de unul s-a dat Consiliul Superior al Magistraturii acordul să fie pornit dosar penal, el șede în complet, dar la unul e refuzat. Deci, e ca, ce fac eu? Cum mă duc eu la proces? Unul e sub urmărire penală, unul nu i-a dat. Procurorul general a cerut. Și omul zice, băi, dacă a cerut procurorul general, acolo era ceva. Și omul spune, și el se duce într-un complet și nu știe care din trânsul e bun și care e normal. Pentru unul este dat acordul. Unul e sub urmărire penală, șede în complet judecată, unul e refuzat cu toate că a cerut procurorul general și omul are dubii, spui că acela face parte din lista celor intangibili. Și ce să-i spune cetățeanul ăsta? Ce să facă la ședința judecată? Cum ar trebui cetățeanul? Domnul, referitor la liberarea acordului, aceasta o face organul colegial, nu, dar el cu este votul. Cetățeanul, atâta timp cât nu are încredere în instanța de judecată, are posibilitatea să înainteze recuzare. Eu vorbesc, nu pot să sfătuiesc eu din cauza că trebuie să fie cazul concret. Nu, eu am vorbit, e o problemă când un judecător aflat sub urmărire penală participă la judecarea dosarului sau nu e o problemă? A doilea moment, referitor la... E o problemă, eu ridicat problema dată. Dacă procurorul a venit cu astfel de demers... La fel ca și o participare a avocaților în timpul emisiunilor, în timpul proces. Da, aveți dreptate aici. Numai că dacă procurorul a cerut acordul de eliberare pentru a fi a cerut acordul pentru a fi atras la răspundere penală judecătorii, tot procurorul vine cu demersul ca să suspende activitatea judecătorului pe perioada urmăririi penale. Și el nu vine, că e convenabil judecătorul și ala să lucreze, că l-are și îl manipulează. Aici am intervenit ca să fie acordul respectiv pe un termen. Ți-am eliberat acordul pe 30 de zile. 60 de zile. Dacă în termen de 60 de zile n-ai făcut nicio acțiune procedurală cu judecătorul cu tare și cu tare, astfel de acord egal cu zero de acum. Trebuie să fie limitat în termen... Subcint, 60 de zile, judecătorul ăsta pot să pronunțe 15 sentințe de care are nevoie procurorul. El este manipulat fiind sub urmărire penală. Vă pare normal asta? Dacă este pornit urmărire penală, el nu trebuie să gestioneze niciun dosar, fiindcă el este manevrabil de către procuror. În 15-30 de zile o pronunță acest sentință? Da, încercați să-l suspendați. Vi se învârte capul vrând să înțelegeți cum ar putea să fie suspendarea. Nu, dar noi vorbim de actul de justiție sau ne gândim la judecătorul cealaltă, problemele lui. Însă de acord, însă asta constant a fost o problemă, procedura, temeiurile și în condițiile căruia ai putea să ceri și să obții suspendarea unui funcționar care e în urmărire penală. Vroiam câteva lucruri. Unul la mână, chiar insist asupra faptului ca să se dea dreptul judecătorilor în cadrul asociației să vorbească liber. Chiar insist asupra acestui fapt. El nu o face la televizor, deci el nu face conferințe de presă, deși după mine și acest lucru este permis. Însă chiar dacă nu în fața asociației, atunci unde?
unde e să vorbești despre probleme care sunt și ale tale, dar și sunt ale sistemului. Asta e unul la mână. Doi la mână, vă rog foarte mult mai mult, dacă e posibil, deci nu arătați drept un indicator de performanță, pentru că auzi asta și la mese rotunde, că au plecat atâția oameni din sistem. Au plecat pentru că au făcut condiții bune pentru a pleca din sistem. Obțineai o pensie majorată, obțineai remunerație, era important să te ții o anumită perioadă ca să-ți mărești acest salariu din care se calculează pensia. Deci asta chiar trebuia să fii foarte dedicat profesiei ca să ai această posibilitate și să nu pleci. Deci nu e meritul CSM-ului, deși CSM-ul are un merit indiscutabil. Deci CSM-ul a devenit mult mai transparent și mult mai deschis. Deci acest lucru trebuie să fie apreciat și trebuie să fie și mult mai cu curaj. Deci înainte chiar nu puteai să vezi un membru al CSM-ului undeva, acum îi vezi, însă CSM-ul ar trebui să înțeleagă totuși că mai are probleme și să și le recunoască. Deci nu poate să o facă public, înțeleg, pe interior, deci trebuie să fie discutate. Și altceva, corupția în sistemul judecătoresc e de fapt prin două forme. Unu, imixtiunea propriu-zisă din partea unei alte puteri în proces, ceea ce numim noi telefon nepravă, da? Atunci când se insistă asupra unei soluții pe un dosar. Și doi, corupția așa simplă, care vine din partea mea ca parte și eu încerc prin bani să obțin în favoarea mea. După mine e foarte grav când se menține această imixtiune, pentru că tocmai asta catalizează acest comportament corupțional. Pentru că persoana în momentul în care este integră, îi se sună, vine șeful, îi se spune că să ai grijă pentru că cariera ta într-o anumită măsură depinde de acești oameni și acest lucru îi face să se catalizeze, mai ales persoanele care nu sunt foarte sigure, deci să se catalizeze acest proces corupțional, pentru că el își spune, dacă voi îmi cereți asta, asta ar însemna că eu pot să fac asta și pe bani. Însă, eu am observat încă foarte de mult o foarte importantă coincidență. Când vedeai lista judecătorilor cu cele mai multe dosare la CEDO, îi vedeai pe cei care avansau. Înțelegeți ce vreau să spun? Asta e paradoxul. Vedeai președinți de colegii, într-adevăr. Și atunci, bineînțeles, că apare această halucinantă idee. Dacă nu cumva avansarea, într-adevăr, depinde de cât de loial poți fi în anumite dosare și, bineînțeles, că apare această halucinantă idee că există o tarmă de judecători intangibili care, în cazul unei necesități, va lua o soluție care este. Deci, doar la... Și tocmai din acest considerent, e și foarte important de a scoate CSJ-ul de sub Parlament, pentru că tocmai ei în această avansare în carieră și în această ambiție, deci se întâmpină, deci această presiune din partea politicului, mai ales în condițiile în care la noi politicul și economicul acum nici nu mai deosebește. Eu nu întreb. Cel mai fierbinte acum și inclusiv cu sistemul judiciar sunt loturile de pământ municipiul Chișinău. Ce zic funcționarea de la primărie? Că niște șmecheri prin intermediul instanțelor de judecată și au venit, sunt depuse și la CNA și la procuratură că unii judecători nici n-au informat primăria, nici n-au știut că sunt așa dosare pe rol, hectare de pământ în parcuri. 300 milioane de lei. Și consiliul judiciul a dus primăriei. 22 de hectare. Și a arătat concret la cine? La sistemul judecătoresc. Un minut să nu vă faceți morți în păpșoi. Nu, domnule Regan, nu ridicați vocea. Nu, eu nu ridic. Nu-i facem mult cu un minut, un minut. Eu era interesant, voi ați analizat situația aceasta, fiindcă tot puterea municipală, puterea în stat, dar municipală, arată direct
la sistemul judiciar cu dosare concrete. Primăria s-a adresat la CNA conșir dosare concrete, judecători concreți și hotărâri, inclusiv hotărâri care au trecut și la Curtea Supremă de Justiție, care au dat câștig la niște persoane și au devenit proprietari a terenuri de pământ în parcuri. În parcuri, ceea ce este strict interzis de lege. Bun, noi zicem că instanța de judecată s-a pronunțat după Curtea Supremă de Justiție, gata, nimeni nu mai are dreptul să intervină, că așa e procedura. Dar percepția în societate, cum o văd oamenii când crapă de foame în oraș, că nu sunt bani și ăstea la stânga și la dreapta împart terenuri de pământ, imobili și așa mai departe. Cum ne închipuim noi că am avea un sistem judecătoresc respectabil și credibil? Cum vă închipuiți? Domnul Drigan. Și domnul Tapioala, da? Care zice, băieți, bani mai mult nu primiți. Ori faceți ceva, ori rămâneți na suhoi paioc. Iată, este societatea. Nu numai cifre, statistică. Și într-adevăr, noi am vrea un sistem judecătoresc unde, da, într-adevăr, o majoritate de judecători sunt cinstiți și onești. Însă să avem și alte cazuri. Trebuie să avem o atitudine. Noi, societatea civilă, iată, cu Ioan suntem, mai vorbim cu toate, că ne arată cu deștiu. Mai aveți de hămăit acolo. Dar cum noi, copiii noștri, noi ce lăsăm după noi? Domnule Drigan, permiteți să intervin pentru un moment. Că e important. Percepția în societate. Dacă dumneavoastră ar fi urmărit ședința Consiliului Superior de Magistratură la începutul lunii martie, problema judecătorilor care au fost implicați în scheme de repartizare a terenurilor în municipiul Chișinău a fost discutată public. Pe agenda ei puteți să o verificați de acum pe site-ul CSM-ului, unde, în rezultatul discuției, au fost depuse cereri de investigare față de judecători la Procuratura Anticorupție, inclusiv aceste astfel de cereri au fost depuse. Da, după ce primăria s-a adresat, da. Nu, a doilea moment. Primăria s-a adresat la noi pe cazuri concrete. În rezultatul cercetării s-a demonstrat că pe unele hotărâri pronunțate din stat de fond, juriștii primăriei n-au depus apel, iar o parte n-au depus recurs. De acord. A treilea moment e legat de faptul că o parte, fie că l-au depus tardiv și ulterior fie că nu s-au prezentat în instanță de judecată. Mai departe. Și aceasta sunt de acord. Dublere. Hai să întoarcem numai că, o parte foarte mică. Domnul Degan, în prezent acest caz se investigează pe Procuratura Anticorupție și mai mult ca atât. Noi avem cazuri pe judecătorul, ex-judecătorul de la judecătoria Râșcani, domnul Țurcan, unde au fost cereri depuse, nu din partea primăriei. Cererea la Centrul Național de Corupție a fost primită de partea unui președinte în instanță de judecată, care se investigheze dacă în acțiunea judecătorului respectiv și altor angajați în instanță de judecată nu sunt elemente de infracțiune. Ceea ce înseamnă? Sistemul judecătoresc este viabil, mobil și vrea cu orice preț ca o parte din judecători care sunt implicați până la următorul scandal de proporție domnul Drigan, hai să fim să credem unul pe altul până să scoatem din sistem judecători care dumneavoastră spuneți că sunt intangibili, o parte care au fost sau pronunțați sau au fost mediatizați prin hotărârile Curții Europene a Diplomului să fie scoși din sistemul judecătoresc. Însă pentru aceasta avem nevoie de societate civilă activă. Și nu numai oare când nu să se vorbească de în ce moment când este concursul, este avem de exemplu curtea de apel 7 judecători, societatea civilă de multe ori nu este prezentă. După ce membrii CSM-ului votează, dar de multe ori ce membrii CSM-ului votează cu ochii închiși, din cauza că nu are acces la informația secretă pe care o posedă Serviciul de Informații și Securitate și deoarece noi nu avem la acces la secretul de stat, dar societatea care ar fi activă, dosarele tuturor celor candidați trebuie să fie mediatizați și dacă astfel de lucruri sunt, atunci trebuie să-i spuneți lucruri pe nume și noi să fim în prezența acestor domnul situații. Domnule, din păcate suntem nevoiți aici să punem un punct, trecem la concluzii foarte scurte. În Republica Moldova avem trei puteri de stat. Legislativă, executivă, care acum sunt unul întreg, eu aș spune chiar și cu cea bănească. Executivă practic nu este așa, exact. Dacă să vorbim și cea general judecătorească, cel puțin pe hârtie. Vă întreb, dar vă rog să-mi răspundeți scurt, fiecare. Când puterea noastră judecătorească, în câți ani, nu se va teme de oamenii gen Vlad Plahotniuc, Vlad Filat, Vladimir Voronin, Igor Dodon, Ilan Șor, Vyacheslav Platon, lista poate fi continuată. În câți ani puterea judecătorească nu se va teme de acești oameni? Domnule Cârnaț, ani.
Eu cred că 5-4 ani, nu mai mult. Domnule Dron. Cu actuala clasă politică niciodată și într-un an de zile cu o altă clasă politică. Doamna Călugin. De acord cu domnul Dron. Domnule Medrigan. Ați numit trei puteri, dar sunt alții care primesc decizii la noi în Moldova. Dar ei sunt în legislativ. Dar eu dacă am vorbit 5 ani după ce și care nu sunt în Parlament? Judecătorii sunt numiți către președintele Republicii Moldova, reforma Consiliului Superior al Magistraturii, reforma Procuraturii, toate pe ansamblu să dureze 4-5 ani, nu mai degrabă. De Doamne, să se întâmple așa și eu vreau dar trebuie să-i voință. Problema, Natalia, eu vreau o altă întrebare. Când se va schimba clasa politică? Judecătorii noștri se vor simți mai puternici decât orice reprezentant al clasei politice, pentru că ăștia vin și pleacă, dar voi rămâneți. O seară bună să aveți, ne vedem mâine la ora 21.